La examenul de admitere iunie 2022, oferta educațională a școlii de înalte studii de specialitate pentru educatori Mihai Lopalov din Vârșeț se va îmbogăți cu un nou program de studii din domeniul sanitar, profilul tehnician medical licențiat. Acest nou program, pentru început, pentru că este primul pas și prima generație care se va înscrie acum în luna iunie, este o singură grupă, asta înseamnă 28 de studenți, în limba sârbă. Important este să spunem că, spre deosebire de profilul educator, unde condițiile de admitere au fost, în primul rând, liceu terminat de 4 ani, de oricare profil, deci nu exista o condiționare, important era să fie liceu de 4 ani și se dădea o probă de aptitudini și un test de cultură generală. La acest profil, pentru că este specific, se vor putea înscrie doar elevii absolvenți ai liceului cu profil medical. Deci, tehnicieni medicali, tehnicieni farmaciști, tehnicieni stomatologi și așa mai departe. Și în proba de admitere va fi și un test din biologie. Prima generație la acest nou program de studiu va fi înscrisă în anul școlar 2022-2023.